Manifestarea a început mai întâi pe terenul din curtea școlii, unde s-a desfășurat turneul la fotbal redus, numit Turneul Prieteniei, la care au participat echipe din satele Iablanca, Sân Mihai, Nicolinț și Râtișor, precum și două echipe a gazdelor. Noi, cam tradițional, chemăm tot echipele alea. Înseamnă, noi ne ducem la ei și ei vin la noi, cam că de ruga satului, așa. Eu cred că ar fi trebuit, poate, prin an să chemăm din părțile alea acolo, ofția, Torac, poate să cunoaște câte așa lume dincolo, din partea aia. În orele serii, în sala plină a căminului cultural din sat, a avut loc un spectacol organizat de Societatea Culturală Artistică Nicolae Bălcescu din Sân Ianeș. Acum am făcut un spectacol, că de șiri de ani în urmă nu s-au făcut spectacole de ruga satului. Și noi am hotărât, membrii societății cu sătenii noștri, să facem un spectacol cu oaspeții noștri din Opșa, de la Locve, din Gaiu Mare, în comuna Plandiște, și noi ca gazdă. An de an, ruga satului este un prilej pentru ca oamenii să se simtă bine. Cu mai multe detalii de la această sărbătoare, revenim duminică în cadrul emisiunii Magazin TV.